Am invitat la un mic interviu 6 persoane. 3 adulți. Bună ziua. Bună. Bună ziua. Și 3 copii. Salut. Salut. Toți au răspuns la o singură întrebare. Cum obținem medicamente compensate și gratuite? Bună întrebare. De gândit. Poate depunem o cerere la asistența socială, cumva? O cerere de la muncă, de la locul de muncă. Posibil trebuie internat în spital? Medicamente compensate? Ne ducem la medicul pediatru, medicul de familie. Doctorul ne spune de unde să luăm medicamentele. Nu e nevoie să te internezi în spital pentru a beneficia de medicamente compensate și gratuite. Le poți obține de la medicul tău de familie, pediatru, psihiatru, neurolog sau endocrinolog. Drumul tău spre sănătate e mult mai simplu. O campanie finanțată de Ministerul Sănătății.